Prețul unui kilogram de carne de miel de Paște va fi mai mare decât anul trecut. Crescătorii de ovine spun că s-au scumpit grâul și porumbul, furajele, motorina și benzina, drept urmare și prețul la carnea de miel va fi de 40 și 45 de lei pe kilogram tăiat carcasă și în jur de 20 de lei pe kilogram la viață. Acesta înseamnă un preț dublu față de cel obținut în prezent și cu 30% mai mult comparativ cu 2021. Miei nevânduți de Paște vor merge la export. Cei mai mici locuitori ai municipiului Caracal, dar și cei din împrejurimi, sunt invitați la un spectacol de teatru ce le readuce în atenție povestea veșnicului și neobositului Peter Pan. Spectacolul va avea loc joi, 17 martie, la ora 11, la Teatrul Național Caracal. Biletele se pun în vânzare la Agenția Teatrului Național Caracal, marți și miercuri, orele 10 până la 14 și în ziua spectacolului. Prețul unui bilet este de 10 lei. Liceul Tehnologic Alexe Marin Slatina recrutează un administrator de patrimoniu. Candidații trebuie să aibă studii superioare de inginer, subinginer ori economist, competențe de utilizare a calculatorului și vechime în specialitatea studiilor necesare postului de minimum 5 ani. 23 martie este termenul limită de depunere a dosarelor. Concursul se va organiza pe 31 martie proba scrisă, 4 aprilie proba practică, 5 aprilie proba interviu. 10 electricieni caută în România în această perioadă o firmă olandeză prin intermediul rețelei EURES. Se cer studii în domeniu și minimum 3-5 ani de experiență, avantaj constituind carnetul de conducere categoria B și deținerea unui autoturism. Se oferă minim 550 euro net pe săptămână, cazare gratuită, 24 de zile de concediu plătit pe an și cursuri plătite. Oltenii interesați se pot adresa pentru detalii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ford a anunțat azi că din 2024 la uzina din Bănie vor fi produse 3 noi vehicule cu zero emisii. Cea mai mare noutate însă este că Puma primește peste 2 ani o versiune complet electrică, ce va fi asamblată la Craiova. Modelul EcoSport va ieși din producție până la sfârșitul lui 2022. Tot azi, constructorul american a anunțat transferul proprietății fabricii de la Craiova către Ford Otosan.